în brațele întinse, numărul 427. De sabat ne oferă privilegiul de a sta din nou în fața cuvântului Său. Înainte de a asculta din nou pe fratele Vali, haideți să cântăm împreună două imnuri. Primul, Zboară îngeri în lung și în lat, l-am cântat mai de mult, dar îl reluăm.
Și să ajute Domnul să nu fie doar o cântare, ci să fie într-adevăr o dorință noastră de a ne implica și a lucra pentru Dumnezeu. Următorul cântec nu l-am mai cântat împreună, dar, cum am spus de multe ori, orice are un început. Fără hotar. Probabil că l-ați mai auzit. Este un imn de la copii. L-am învățat în copilărie, când eram la biserică. Dar este un imn frumos pe care putem cânta și cei mici și cei mari, da? Fără hotar. Și nu ne vom mai opri, da? Fără hotar pe trezări am pornit, gândul mereu călător. Cerul străbate și nu s-a oprit, oare de cine e lor? Dacă să afle în vas necuprins, poata deschisă vine. Seara de seară, în altul am ispit de stele în care
cum am cântat, dorul acesta de cer și gândul că într-o zi vom lăsa tot ce este pe pământ, să ne aducă bucurie în inimi, să ne dea noi motive în fiecare zi să ne pregătim pentru marea întâlnire cu Domnul Hristos și cu toți cei dragi. Dar până în acea zi avem de lucrat pentru propria noastră viață, să ne păstrăm un caracter frumos, iar a doua mare responsabilitate este să fim misionari. Fără a doua responsabilitate, să știți că nu se poate nici prima păstra. Nu există mântuit fără să fii misionar. Lucrul acesta ne va ajuta și Vali în această după-amiază să ne ofere din propria experiență, nu din alte cărți, nu din experiențele altora, ci din propria experiență pe care a avut-o în slujire, și facă Domnul ca ceea ce va spune să ne motiveze și să luăm la final decizii de a ne implica și noi mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vale, Domnul să te binecuvinteze și să vorbească prin tine. Vă salut și eu cu pacea Domnului în această după-amiază de sabat. Așa. Mă bucur că suntem din nou împreună. Mulțumim Domnului pentru această ocazie. Și înainte de a începe prezentarea și a vă povesti ceea ce am experimentat, vreau să ne gândim fiecare când a fost ultima oară când ne-am gândit serios că familia noastră este primul câmp misionar unde trebuie să lucrăm. Când a fost ultima oară când ne-am gândit la vecini de bloc sau de casă, fiecare unde locuim, vecinii din jurul nostru, care ne văd când ne ducem la magazin, când ducem gunoiul, când ne-am gândit ultima oară la acei vecini ca fiind câmpul misionar unde Dumnezeu ne cheamă să lucrăm. Sau colegii de lucru, sau colegii de facultate, de școală. Când ne-am gândit ultima oară la ei ca fiind câmpul misionar în care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm. În această dimineață, în această după-amiază, vreau să ne reamintim că lui Dumnezeu îi face plăcere să lucreze împreună cu noi. Și pentru aceasta vă invit să citim textul din Ioan, capitolul 11, versetul 39. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, la versetul 39, este o declarație a lui Iisus, pe care o face în episodul cu învierea lui Lazar. Îndemnul, porunca lui Iisus este următoarea. Dați piatra la o parte. Și apoi Marta intervine. Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus, care urma să facă învierea unui om, le cere oamenilor, celor prezenți, să facă și ei o parte. Le cere să dea piatra la o parte. Nu era doar o probă de forță, să vadă dacă poate să dea piatra la o parte. Era și o probă de credință. Dacă acceptă să dea piatra la o parte, la un mormânt, în care mortul era mort de 4 zile, și vedem că primul instinct, Doamne, miroase greu. Poate și noi vom primi un îndemn în această după-amiază să lucrăm pentru vecinul, pentru colegul de muncă, pentru colegul de facultate. Poate că Dumnezeu ne va pune în minte vreunul dintre noi să mergem într-o altă locație, într-o altă țară. Dumnezeu ne vorbește fiecăruia personal. Avem de făcut o lucrare personală pe care Dumnezeu ne-o pregătește în fața noastră. Depinde doar de noi dacă decidem să lucrăm împreună cu Dumnezeu. În dimineața aceasta, o să vedem câteva imagini din experiența care a avut loc în viața mea în 2017. Unde am fost? Am fost în Africa. Și după cum vedem, în sudul Africii, în Namibia. Și acolo, în dreapta,
după cum se vede, e hartă așa și îmi place mie să zic, mă gândesc la Namibia ca la o palmă și aici în deget era școala unde am fost eu. E acolo un punct roșu, acolo era școala unde am fost. Aceasta e o imagine din satelit și se văd aici câteva case și cea mai mare din mijloc e clădirea școlii și mai sunt grădinița, acolo jos lângă drum și vis-a-vis dormitorul băieților, aici undeva mai jos lângă pădure dormitorul fetelor și lângă clădirea mare acolo este capela. Cam așa arătau lucrurile. Și mai erau două clădiri, în poza aceasta se văd doar că sunt în construcții, când am ajuns eu erau deja terminate casa pastorului și casa administratorului, directorului de acolo. Școala la care eu am fost voluntar, un an școlar de-al lor, din ianuarie până în noiembrie, se numește God Cares, Dumnezeu a purtat de grijă, și e o școală creștină. E o școală creștină, mi-a plăcut foarte mult acest lucru și acestea sunt angajamentele pe care copiii sunt învățați încă din clasa 0, clasa când încep să participe la școală, după ce termină grădinița și învață să vorbească în engleză. Limba oficială a țării este engleza, însă ei local au diferite dialecte. Și au un angajament pentru steagul creștin, pentru credință, în care ei își declară angajamentul față de Salvator, de Iisus, și spun că împărăția lui este în picioare și acest Salvator care a fost crucificat și a fost înălțat la cer, va veni din nou cu viață și libertate pentru toți cei care cred. Așa sună angajamentul de credință. Mai au și un angajament față de Biblie, consideră cuvântul lui Dumnezeu și e din Psalmul 119. O lampă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și voi ascunde cuvintele lui în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Domnului. Și ultimul angajament e față de steagul național. Copiii sunt învățați și ideea de apartenență națională. Și vorbesc despre Republica Namibia, care este o națiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate și dreptate pentru toți. Cam așa arată un răsărit de soare în Namibia acolo. Și în dreapta acolo era frontispiciul școlii, Mulimu Wawa Walela. E cu B, dar se citește cu V. La ei B se citește B. Și exact asta înseamnă. Dumnezeu v-a purtat de grijă. Asta este numele școlii. Și aceasta e clasa la care eu în prima jumătate a anului am ajutat. Am fost profesor ajutor. Și profesorul principal era mama băiețelului alb. Dacă vă uitați, sunt copii negri și acolo în stânga este un băiețel alb. E băiatul fratelui Condrache, Iulian și Simona Condrache. Ei erau acolo de un an înainte de mine și eu când am ajuns acolo, ei au mai stat o jumătate de an și apoi au venit în România. Și în prima jumătate am fost ajutor și în a doua jumătate de an am rămas profesorul principal la clasa aceasta. Aici eram la devoțional dimineața, se strângeau așa în jurul tablei, tabla era aici undeva în stânga, și le spuneam o povestioară din Biblie, le reaminteam lucruri din Biblie pe care mulți le știau, pentru că în sistemul acesta, vedeți, școala sistemul se numește ACE, Accelerated Christian Education. E un sistem de educație care tratează majoritatea subiectelor pe care un copil trebuie să le știe, matematică, istorie, geografie, limbi străine, dar toate aceste subiecte au o legătură cu credința. La matematică se fac calcule cu cât este mai mare Avram decât Isaac, sau știu eu câte zile a durat potopul, câte zile a trecut de când a închis ușa,
Și tot felul de modalități de a îmbina cunoștințele pe care un copil trebuie să le știe la școală, dar le îmbină cu cunoștințele din Biblie. Și este accelerat, este gândit special pentru copiii din țările sărace, care nu ajung la timp la școală. Părinții nu au destui bani sau nu au posibilitatea să-i trimită la școală și ajung la 9, 10, 11 ani în clasa 1. Și ca să poată să-și prindă vârsta din urmă, sistemul acesta le permite să facă 2 ani într-un an de zile. Și de aceea se numește accelerat. Și cum se realizează această parte de accelerație? Dacă vedeți dumneavoastră, fiecare copil este la un birou separat. Vedeți, sunt acele despărțitoare galbene, care îi ajută pe copiii să se concentreze doar la munca lor. Nu se uită la colegul, nu le interesează cât de în față este colegul sau cât de în spate este el. Ei sunt învățați să concureze cu ei înșiși. Sunt învățați să se gândească la vârsta lor reală și la vârsta lor școlară. Pentru că noi le explicăm, uitați, la cărțile acestea sunt pentru vârsta de 8 ani. Tu ai 9 ani, deci trebuie să tragi un pic tare ca să ajungi la 9 ani. Și copilul e motivat și au acolo, nu știu cât de bine se vede, în fiecare biroul lui are câte o foaie în care el singur își setează cât să lucreze pentru ziua următoare. Noi ca profesori doar îi îndrumam, doar le spuneam, uite, ar trebui să pui doar 2-3 pagini mai mult sau 2-3 pagini mai puțin, pentru că noi știam imaginea de ansamblu pe care ei nu reușeau să o vadă la început, dar cu timpul reușeau să înțeleagă și ei această dorință de a-și atinge vârsta naturală. După școală și după teme, după ce își terminau acele ținte pe care vi le-am zis, aveau timp liber, aici erau fetele, erau la puzzle, le plăcea foarte mult să se joace cu puzzle-urile. În fiecare dimineață începeam ziua la capelă. Clădirea de lângă școală, aceasta este, am încercat cumva să prind într-o imagine cam toate clasele. Clasa mea aici, în stânga jos, ea e Simona, care era profesorul principal. Și, după cum vedeți, la fiecare grup așa de copii sunt câte unul, doi profesori. Când am fost eu, un an în care am fost eu, am fost binecuvântat cu o echipă de români. Toți profesorii voluntari care erau acolo erau români. Mai puțin profesorii locali, care sunt două profesoare care le predă copiilor de la grădiniță, îi învață să vorbească din limba lor naturală, dialectul lor de acasă, îi învață să vorbească în engleză. Astfel încât când ajung la clasa 0, ABC, așa se numește clasa 0 la ei, înainte de clasa 1, ei știu deja să vorbească în engleză și putem noi, voluntarii din Europa sau din alte țări care știm engleză, putem să ne înțelegem cu ei. Și dimineața ne întâlneam la capelă, cântam, spunea fiecare profesor cam ce au realizat copiii, ne rugam și mergeam la cursuri. Pe lângă cursuri aveam și evenimente care să îi scoatem din acea ritmicitate care uneori se instala, școală, pauză școală. Făceam în timpul liber, pe lângă școală am avut o săptămână a artelor, am numit-o noi, sau școală altfel cum este în România acea săptămână. Și aici e partea mea. Eu m-am ocupat de partea de origami. Pe jos se văd și niște tricouri pictate, aia a fost un alt loc. Acolo sus a fost și ceva cu să bată niște cuie și să facă între cuie niște imagini frumoase și fiecare și alegea ce dorea să învețe în săptămâna respectivă și mi-a plăcut că tot ceea ce vedeți dumneavoastră acolo, florile alea din hârtie, e o pasăre din hârtie, două flori, o broscuță din hârtie, toate sunt făcute de copiii ăștia care timp de o săptămână, fiecare zi îi învățam să facă câte ceva de genul ăsta. Și erau foarte bucuroși că reușeau să facă dintr-o hârtie dreaptă, să facă ceva, o floare, o cutiuță, o pasăre. Cam astea au fost lucrurile despre școală, de acolo, care se întâmplau.
despre viața spirituală, așa arăta capela de din afară. Și așa arăta de pe dinăuntru. Aici poza e făcută să vă povestesc că a fost o săptămână, am avut și o săptămână de evangelizare special gândită pentru ei, pentru copii. Fratele Iulian Condrachie a realizat această săptămână și acolo mare pe în față e textul din Isaia în care zice: Iată-mă, trimite-mă. Și apoi în fiecare seară era câte o idee care avea legătură cu această conștientizare a copiilor că ei, fiind la o școală creștină, ei se pregătesc pentru ca mai târziu să meargă să înveze și pe colegii din sat care poate nu vin la școală sau pe alți prieteni sau alți oameni să învețe lucrurile pe care le învățau la școală. Și am auzit câteva întâmplări foarte frumoase care s-au întâmplat cu copiii care au venit la școala de aici, școala creștină, au învățat lucrurile creștine și lucrurile despre școală și când au mers la o altă școală, școala de guvern, au dat un exemplu frumos. Profesorii au rămas uimiți cât de mult au învățat la o școală creștină și au putut să dea în dreptul lor să dea o mărturie. Și mai târziu o să vă arătăm și un rod al vieții spirituale de acolo. Aici este o poză din orașul, cel mai apropiat oraș. Deci noi ne aflam, școala era lângă un sat, lângă un nod feroviar, Congola se numea nodul feroviar, unde găseai magazine așa mai măricuțe. Însă dacă doreai să faci alimentare, cum se făcea administratorul când făcea alimentarea pentru toți copiii, mergea la oraș și aici e la oraș, la 150 de kilometri, cel mai apropiat oraș. Și mi-a plăcut la biserica din oraș că aveau aceste, cum să le numesc, banderole în care ei erau diaconii, se distingeau de membrii pentru că mergeau să adune darurile și făceau tot ceea ce trebuie să facă diaconii și purtau foarte mândri acele distinții. Le face plăcere negrilor să meargă la biserică și să se implice, să facă ceva la biserică. Asta mi-a plăcut. Le place foarte mult să cânte la biserică și o să vedeți imediat cât de mult le place. Asta e capela și dacă vedeți e plină de oameni. Să dacă vă uitați atent, o să observați că sunt îmbrăcați așa pe culori, unii albi, unii roșii, unii verzi. Sunt grupuri muzicale. Sunt grupuri, cum avem și noi în România, se strâng tinerii și fac un grup muzical și cântă. Și aici a fost un eveniment, un fel de concert, dar susținut de toate aceste grupuri. Organizat cumva fratele Condrachi cu conferința locală, a vorbit, a anunțat acest eveniment și au venit până la 300 de kilometri, dacă mi-aduc eu aminte bine, în jurul școlii noastre, de la foarte multe biserici, peste 10 biserici adventiste, au venit grupurile acestea să cânte. În special au cântat. Le place foarte, foarte mult să cânte. A fost un eveniment frumos. Aici este o poză de la evangelizarea pe care fratele Condrachi a ținut-o. Acolo, în dreapta, e amvonul, nu știu cât de bine se vede, acoperit așa un pic cu ceva să fie umbră. Și aici veneau oamenii de prin satele de prin prejur. Aveam niște boxe destul de mari care făceau să se audă la distanță și oamenii veneau. Și au venit destul de mulți la evangelizarea asta. Eu am rămas uimit. Prima oară când am fost la evangelizare, eu a trebuit să mă ocup de copii. Să stau acolo în față, dacă vă uitați, sunt copii. Și stăteam cu copiii acolo în față și încercam să-i fac să fie atent, să nu facă belegie. Și eram atent la copii. Dar după vreo jumătate de oră, așa 40 de minute, când copiii erau liniștiți, m-am uitat în spate. Și nu mi-am venit să cred. Când am ajuns eu cu copii, erau 5-6 persoane în spatele meu. Și când m-am întors, era o mare de 100 și ceva de persoane. Poate chiar mai bine. Și m-am uimit. Oamenii erau dorniți să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și după evangelizarea respectivă a avut loc și un botez. Botezul s-a realizat la râu. Și mi-a plăcut că n-am auzit pe nimeni să comenteze că îi botezăm la râu.
Poate la noi în România e frumos la râu, dar să știți că aici în stânga, unde vedeți apa aia mai multă, sunt crocodil și hipopotami, vii, care pot să te muște. Dar oamenii ăștia n-aveau nicio problemă, știau că nu se întâmplă ca un hipopotam și un crocodil să atace așa repede, însă exista un pericol oarecare, dar oamenii nu le păsa de lucru aceea, ei voiau să încheie legământ cu Dumnezeu și s-au organizat acest botez la râu. Și în mijlocul pozei e un băiat cu un tricou alb, dacă îl vedeți acolo, e primul rod al școlii de acolo. Școala de acolo e de mulți ani, acum cred că împlinește 13 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte. În primii 2 ani a fost o clinică și apoi au făcut clădirea școlii și au investit în partea aceasta de educație. Și de 11 ani s-a tot spus despre educație și abia după, deci acum 3 ani, deci după 8 ani de zile de lucru cu copiii, un băiat dintre cei mari s-a hotărât să încheie legământ cu Dumnezeu și a fost primul copil botezat. E destul de mare, acum are 18 ani jumate, dacă nu mă știu. Deci avea 17 ani și cam așa când s-a botezat. E un tânăr care e foarte hotărât ca după ce termină școala să dea la facultate de teologie acolo în Africa și să devină pastor, să facă lucrare pentru Domnul acolo în Africa. Aici e o poză de la săptămâna corturilor. Ei au obiceiul acesta ca odată, nu știu dacă în fiecare an sau la 2-3 ani, nu mai mi-aduc bine aminte, însă destul de rar se strâng tot așa de la 200-300 de kilometri. E ca și cum avem noi taberele de vară. Cam așa e. Seamănă cu o tabără de vară, dar o tabără spirituală, o tabără cu seminarii biblice. Cam asta se întâmplă. Aici suntem la întâlnirea adulților și erau peste 200 de adulți. Adulți care își fac în jurul la acest loc unde se adună, își fac colibe. Colibe din trestie, din aia și dorm acolo timp de o săptămână sau două săptămâni. Și acest grup de 200-300 de adulți au vreo 5-600 de copii care erau într-un alt loc. N-am făcut poză acolo și mi-a plăcut lucrul acesta că sunt împărțit. Adulții au acolo un vorbitor care vorbesc despre problemele pe care adulții se confruntă în biserică, despre viața de familie, despre cum să-și organizeze banii și tot felul de lucruri interesante, spirituale, cum se întâmplă și la anumite seminare. Și copiii, în partea cealaltă, sunt învățați la nivelul lor, tot așa erau împărțiți pe copii mici și copii mai mari. Li se prezenta și lor la nivelul lor ce trebuia să învețe. Pe lângă toate părțile astea de învățat și de implicare în viața spirituală, pentru cei dornici de aventură și cei care se gândesc că poate vreodată vor să ajungă aici, apropo, dacă vreun tânăr se gândească să meargă la școala asta, încă e nevoie. E nevoie mare de profesori voluntari. Singura condiție este să știți cât mai bine engleză și să fiți dornici să sacrificați un an, din ianuarie până în noiembrie pentru Domnul, pentru slujirea de aici. Și din cât am înțeles eu, se acoperă o mare parte din costuri. E o altă experiență care nu am mai spus-o pentru că vreau să termin imaginile pe care le-am prezentat. Eu m-am speriat prima oară când am auzit de suma care trebuia plătită, însă Domnul a purtat de grijă. Deci Domnul poartă de grijă. Noi trebuie doar să ne dorim să facem ceva pentru El și pentru cei din jurul nostru. Și am pus aici câteva poze cu lucrurile faine, lucrurile frumoase pe care le vezi acolo. Când mergi un european, un cameleon poate noi îl vedem doar la grădina zoologică, acolo te poți juca cu ei. Au niște gheruțe așa asuțite, dar dacă îi mângâi, dacă te joci ușor cu ei, nu sunt agresivi. Asta e un fluture cam cât palma mea de mare așa și care mi-a plăcut așa, arăta foarte fain și zici că are o catifea pe pene. Sunt animale frumoase. Asta e o pasăre
care dacă o vezi de la depărtare, zici că seamănă cu o cioară și nu apreciezi așa. Dar dacă te apropii de ea și te miști un pic în jurul ei, băieți, știți culoarea aia la mașină cameleon? Că dacă te uiți dintr-o parte o culoare, dacă te uiți din altă parte o culoare, așa era pasărea asta. Și a rămas uimit când am văzut-o și chiar așa era. Mi-am adus aminte de culoarea la mașină, care dacă te miști, așa era și pasărea asta. Dacă te mișcai într-o parte, avea altă nuanță. Așa? Elefanții care călătoresc în turme. Și așa cum avem noi în România triunghiul acela cu atenție trec animale și e o vacă. Da? În Africa e același triunghi, dar e cu un elefant. Pentru că chiar trec elefanții peste drum, așa. Sunt lucruri pe care te bucuri când îți iei pauză. Nu v-am povestit cât de aglomerat era orarul pentru mine, însă când am avut pauzele care au fost în vacanțe în special, m-am bucurat și de fauna care era acolo. Pe lângă elefanți, tot așa, pe lângă drum, sunt turme de zebre. Sunt un fel de cai sălbatici, mai micuți, și care nu fac cum fac caii, au un chiței de mai ciudat, așa, nu se aud cum se aud caii, dar cam ăștia sunt. Aleargă tot cum aleargă niște cai și sunt multe. Aici am prins eu câte am putut, dar în general sunt așa, undeva la 100 și ceva de zebre într-o turmă. Și iar turme de wild beast, se numesc ele, bestii sălbatici ar fi tradus în România, în română, sunt, seamănă așa cam cu niște bivoli de la noi, care tot așa călătoresc în turme. Și girafe, astea nu sunt așa în turme, sunt mai izolate, sunt doar în familii, 2, 3, 4. Și sunt destul de rare. Noi a trebuit să mergem undeva aproape de 900 de kilometri ca să vedem girafele astea. Se întâmplă și mai aproape, dar nu sunt așa de dese cum sunt zebrele sau știu eu, acele bestii sălbatici. Pe lângă animale am văzut și plante foarte faine, foarte frumoase. Pozele astea sunt exact din curtea școlii. Deci în curtea școlii aveam bananieri. Am văzut pentru prima oară în viața mea cum înflorește un bananier în partea dreaptă și cum apar bananele. Seamănă cum e la noi castraveții, știți? Că castravetele înflorește și în spatele la floare e exact așa sunt și bananele, doar că sunt așa pe rânduri. Am rămas uimit că se coc foarte, foarte greu. Adică din aprilie, dacă mi-aduc eu bine aminte, când au înflorit, abia prin septembrie-octombrie am putut să mănânc cu o banană din alea înflorite. Așa am mâncat din cele care înfloriseră mai de mult. Munți, foarte puțin. După cum vedem, țara e o țară așa lină, savană, iarbă înaltă. Sute de kilometri prin care mergi și în stânga și în dreapta vezi doar savană, ierburi înalte și mai vezi așa aici colo grupuri de copaci, dar tot așa copaci mai pitici. Aici aveam ceva care, din câte am văzut eu, nu crește spontan. Aveam un rodiu, un copac care făcea rodii. Așa arată cerul acolo când este senin sau când se apropie de asfințit. E foarte frumos cerul acolo, e mult mai curat cerul și am aflat că în Namibia, ca țară, sunt, pentru că are foarte puțină poluare în aer, se vede foarte bine cerul și cu ochiul liber poți să vezi Calea Lactee, poți să vezi partea albă din galaxia noastră. Se vede galaxia noastră pe cer noaptea, când e senin. Și sunt multe observatoare pentru cei care studiază, pentru că se vede foarte bine cerul. Alte plante de care m-am bucurat acolo, astea tot din curtea școlii sunt. În partea dreaptă sunt papaya, sunt seamănă cum aveam noi pepenele galben, gustul cam tot pe acolo. Și în stânga sunt guava. Încă am încercat și la prânz să-mi aduc aminte cam care e gustul. Nu pot să vă, nu prea am cu ce să compar din România. Seamănă așa cam cu o pară, și are mai multe semințe înăuntru.
gust de lămâie, de citric. Da, e un pic spre citric, da, goala. Da. 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 Am vizitat și o cascadă, Cascada Victoria. Pentru cei care știu despre Cascada Victoria, s-ar putea să fie cu semnul întrebării de ce atâta puțin apă. Am ajuns în sezonul în care era secetă și am doar astea două firicele, însă am avut privilegiu, zic eu, să mergem exact acolo pe unde curge apa și să facem baie exact în firicelul ăla de apă. Lucru care nu poți să faci când vine tot acel perete de apă. E un perete imens de apă când nu e secetă. Mi-au plăcut plantele. Astea sunt plante spontane, adică doar cele din dreapta jos cred că sunt în curtea școlii plantate, dar am văzut că le merge destul de bine, deci foarte probabil se găsesc și spontan, dar astea le găseam când alergam. Mi-a făcut plăcere să alerg în timpul liber pe acolo și m-am bucurat și de plante. Casele localnicilor, pentru cei care încă nu au reușit să înțeleagă importanța educației, așa arată o casă și curtea unei case, așa cu niște garduri din acest păpuriș, trestie, cum s-o numesc, și casele sunt din pământ, sau cum zicem noi în sud, case de gard, cu lemne și cu pământ bătătorit între lemne și sus stuf. Însă au început să se mai și modernizeze. Cei care au înțeles importanța educației merg la școală, apoi reușesc să găsească un loc de muncă și încep să avanseze. Aici tot așa, am fost pentru un weekend și a fost pentru prima oară când am dormit într-o casă de genul ăsta. Nu au ferestre casele lor, în general, și între perete și acoperiș e un loc liber pe unde se face ventilația. Nu au nevoie să fie așa foarte bine închise pentru că nu e frig acolo. Acolo când e frig e minim 10 grade, 5 grade, foarte rar ajunge undeva la 0 grade afară. Eu când am fost, cred că 13 grade a fost cel mai puțin. Modul de viață a oamenilor, am pus aici o poză cu locul cumva foarte important din fiecare sat. În fiecare sat există câte o pompă de asta de apă care funcționează prin amorsare din aceea. Tot apeși pe pedala aceea și la un moment dat începe să curgă apă. Și majoritatea oamenilor vin la locuri de genul ăsta să-și ia apă pentru ce au nevoie. La un loc de genul acesta, băiatul care vi l-am arătat că s-a botezat când era el mai mic, ne povestea că îi mergea, când a început să citească și a aflat despre Dumnezeu și a mers la biserică, mergea aici lângă fântâna de apă a satului și le spunea oamenilor din Biblie. Am rămas uimit când am auzit lucrul ăsta despre el. Încă păstrez legătura cu el, încă e la școală și încă e dornic să se facă pastor. Muitumă îl cheamă. Le place foarte mult copiilor să facă baie, să bucure de apă. Aici eram cu băieții mici la râu. Și am ales un loc unde apa era destul de mică și era destul de safe pentru crocodili sau hipopotam să nu ajungă la ei. Așa arată o bucătărie de a lor, dar, repet, sunt cam două categorii. Cei care nu vor să se educe, nu vor să meargă la școală, nu vor să muncească, și cei care au înțeles că e importantă educația, e importantă munca. Și categoria asta se diferențiază în ce vedeți aici, e cumva categoria aceea de jos. Pozele clasice pe care le știm despre Namibia, despre Africa. Pe niște pirostrii își fac mâncarea. Copiii de la școală au învățat cum să se joace fotbal pe nisip cu bețișari. Își petreceau timpul liber și am rămas uimit că am văzut chiar și au făcut porți acolo și dacă vă uitați atenți, sunt bețișoare acolo, fiecare bețișor e cât un jucător de fotbal și mă întrebam, mă, cum joacă? Și erau bețișoare alea, seamănau cu cum avem noi bețele de viță de vie, care se îndoaie și nu se rup așa repede. Și cam așa erau bețele alea și puneau ei cât o pietricică acolo și trăgeau cu bețele alea și le jucau. Și asta cred că e ultima fotografie. Mi-a plăcut,
când am văzut-o pe fata, fata aceasta, era la sector aici, că pe lângă partea de școală era și sectorul în care învățam pe copii să învețe ce se întâmplă în viața aceasta, că trebuie să faci curat, trebuie să tai iarba în curte, mai ales acolo, dacă lași foarte multe burieni în curte, vin șerpii în burieni. Dar dacă tai și lași doar nisip, că e foarte mult nisip, acolo nu mai vin șerpii. Și învățam lucrurile astea pe copii. Și fetele erau la curățat, la dat cu mopul și așa, și eu cu băieții eram la tăiat iarba sau alte lucruri. Și am pus poza aceasta pentru că mi-a plăcut că ei sunt destul de patrioți, adică au cumva identitatea asta națională, le face plăcere să se numească namibieni și mi-a plăcut ideea asta lor. În același timp învață că au și o altă țară în care trebuie să ajungă. Cât de mult pot copiii să învețe lucrul acesta? Cam atât au fost imaginile pentru după amiaza aceasta. Vreau să închei cu textul din Ioan 3:16. Când atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și vreau să subliniez expresia a dat pe singurul lui Fiu. A dat ce avea mai de preț. Dacă Dumnezeu a fost dispus să dea pe singurul lui Fiu pentru noi, să ne întrebăm și noi fiecare dintre noi ce suntem dispuși să dăm pentru Dumnezeu. La ce suntem dispuși să renunțăm? La ce confort trebuie să renunțăm? Din ce zonă de confort trebuie să ieșim ca să putem să ne implicăm în viața celor din jurul nostru? Poate nu trebuie să ajungeți în Africa. Vă spun că între vecinii noștri e mai greu de lucrat decât în Africa. În Africa mergi, stai o vacanță acolo, oamenii te cunosc, nu te cunosc, pleci. Dar între vecini rămâi. Și vecinii te știu, când poate ai făcut gălăgie sau poate te-ai comportat cum nu trebuia și ți este greu. Dar cu toate acestea, vă invit și mă invit în această după-amiază să menținem această dorință în inima noastră. Să menținem dorința de a lucra pentru cei din jurul nostru și a ne pune în mâna lui Dumnezeu să facă El ceea ce avem nevoie în viața noastră. Amin. Mulțumim, Vali, pentru că te-ai făcut vulnerabil și ne-ai prezentat o parte din viața ta. 19 luni nu e poate, pentru unii nu sună așa mult, dar totuși un an din viață, da? Să lași totul acasă, familie, prieteni, părinți. Un gest de apreciat și Dumnezeu să îl ajute în continuare să slujească pe Dumnezeu. Ceea ce a prezentat este o motivație și pentru noi. Poate că nu vom mai avea timp unii să ajungem, da, în Africa sau în alte zone ale lumii, dar acolo unde vom veni în contact cu vecinii noștri, cu prietenii noștri, avem aceeași datorie, pentru că oriunde am merge, fie în Africa, fie aici, datoria noastră rămâne aceeași de a lucra pentru Dumnezeu. Acum, la finalul acestui serviciu divin, și aproape la finalul sabatului, haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu imnul Iubirea lui Hristos ne-a adunat, numărul 429. Hristos ne-a adunat și ne-a primit în Sfânt.
Te slăbim, Tatăl nostru, și îți mulțumim pentru că harul Tău și dragostea Ta n-a ajuns la capăt. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că încă mai mijlocești pentru neamul omenesc și îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru că ești gata să te întorci curând pe pământul acesta. Amin. Dar te rugăm să privești cu multă milă asupra fiecărui dintre noi. Amin. Și te rog, Doamne, în mod special să binecuvintezi locul acesta și grupa aceasta din orășelul acesta. Amin. Doamne, știu că Tu poți să faci mult mai mult decât noi am cerut. De aceea, te rog din toată inima, fă ca această mână de oameni să fie însuflețită de Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și fă, Doamne, ca flacăra Evangheliei să ardă pentru cei din jurul nostru. Amin. Și te mai rugăm să aprinzi în sufletele noastre dragostea aceasta și iubirea față de oameni. Amin. Să putem să sacrificăm, să putem să ne apropiem de oameni și în felul acesta, Doamne, să grăbim venirea. Amin. Suntem conștienți că suntem la finalul istoriei acestui pământ, de aceea, Doamne, îndure-te de fiecare și vrem ca în săptămâna aceasta care intrăm, numele Tău, cel Sfânt, să fie slăvit în viețile noastre. Îți mulțumim că vei veni curând și ne încredințăm în mâna Ta de acum și în toți vecii. Amin. Amin.